Știați că 3 milioane de pensionari din totalul de 5 milioane trăiesc sub pragul sărăciei? Un studiu făcut public de senatorul Varujan Vosganian scoate din nou la iveală adevărul tragic despre bătrânii care trăiesc în România. Cu pensii sub minimul decenței, vârstnicii sunt nevoiți să recurgă la împrumuturi, iar dacă băncile sunt reticente în a le oferi un sprijin, singura lor salvare se găsește la casele de ajutor reciproc. În prag de sărbătoare, vâlcenii cu părul cărunt merg la CRE fie pentru a solicita un împrumut pentru a avea ce pune pe masă, fie să plătească ratele pentru banii împrumutați deja, de care aveau neapărat nevoie. Le-am luat luna trecută și m-am dus să-mi dau datoria. Dau 450 pe lună, cam mult. Cam mult și l-ați luat ca să aveți ce pune pe masă de sărbători, să luați cadouri la nepoți, de ce l-ați solicitat? De cadouri să văd, poate mă împrumut, aici am carne. Deci l-ați luat pentru masa de sărbători. Da, să le pun bine, să am pentru masa de sărbători. Și acum pentru nepoți, că am și nepoți, văd eu ce fac. Trebuie să le iau neapărat să pun sub pom. Noi suntem cu 1200 pe lună. Să plătești toate la bloc, mai ales să n-ai nici soț, cum sunt eu, de mi-a murit, și să-ți oprești bani de mâncare, de medicamente și de toate. Un trai foarte greu, nu mă așteptam la așa ceva. Am venit să-mi plătesc datoriile, că am avut împrumut făcut. Sărbătorii ne strângem cât putem, că eu am 800 pensie. Mai ne reducem, mai ne strângem, că dacă asta e pensie, așa, asta e viața, ce să facem? După 30 de ani de muncă avem câte 1000 de lei. Asta e. Și facem și împrumuturi. Terminăm unul, nu terminăm bine, facem pe celălaltul și tot așa. Realitatea este tristă pentru bătrânii care nu pot supraviețui doar din pensiile mici după o viață de muncă. Mai are soțul și ne descurcăm. Ce să facem? Tragem de ei ca de elastic.